Bine ați revenit la Spy Shop! Azi am pentru voi la test un Pix care, la prima vedere, pare normal, dar în el se ascunde o microcameră Full HD ce înregistrează direct pe card. E un excelent potențial cadou pentru cineva pasionat de tehnologie și spionaj, mai ales că are și un preț foarte budget-friendly. Hai să începem! Spy Shop. Securitate înainte de toate! În cutiuța asta drăguță vine Pixul. O să revin, bineînțeles, și cu un test video și audio. Să vedem cum se descurcă. Aici avem cutiuța. Am scos tot, nu mai este nimic, e goală. Avem un adaptor pentru micro SD la USB și un cablu bănuiesc pentru încărcare sau dacă vrem să conectăm direct la calculator. Așa arată Pixul. O să schimb câteva cadre să vedeți cam cum arată și de la apropiere, ca finisaje, dar arată super ok. Nu pare foarte mare să zici că e ceva dubios cu el. Chiar arată super ok, e drăguț, finisaj foarte bun, lucios, arată chiar super bine. O să pun și un card micro SD, știu că până la 64 de giga mi se pare e compatibil și să vedem cum funcționează și în lumină mai slabă și audio și tot. Aici are filetul, avem și rezerva de la Pix, aici înăuntru se poate schimba, bineînțeles, și aici avem micro USB-ul și locul pentru cardul micro SD. Partea practică a testului, aici vedeți calitatea video și audio, am făcut câteva teste înainte și chiar se aude foarte, foarte bine. Ce aveți nevoie la el separat de un card micro SD, suportă până la 64 de giga, neapărat formatat în FAT32, altfel nu va merge, și dacă are cardul, baterie, apăsați un pic mai lung pe buton și va începe înregistrarea. Apoi dacă, de exemplu, filmați acum și în timpul ăsta vreți să faceți și o poză, puteți ține apăsat și o să facă și snap-uri în timp ce filmați. Chiar se vede super ok. Acum o să sting și lumina să vedem cum arată și pe muzate mai slabă. Numai am văzut că unghiul nu e foarte mare. Acum trebuie să țin destul de departe Pixul. Sunt cu mâna full extinsă pentru treaba asta. Unghiul e cam mic, dar dacă vreți să prindeți chestii mai aproape, zic eu, o chestie bună. Hai să stingem și lumina din spate. Vedem cum arată fără lumini. Acum am doar monitorul din fața mea care nu emite foarte multă lumină, deschis pe ceva întunecat și chiar face față super ok. Aici se încheie și clipul de azi. Sus în dreapta aveți mai multe video review-uri la obiecte de spy, dintre care și un ceas cu camera ascunsă, ce l-am testat recent. Dacă aveți alte întrebări, vă stau la dispoziție în comentarii. Eu am fost Răzvan și ne revedem data viitoare.